Spectacol pe cerul Iașului în această dimineață. Nori de tip cumulonimbus au fost surprinși în diverse ipostaze de ieșeni, fotografiile fiind postate pe rețelele de socializare. Specialiștii spun că fenomenele sunt normale pentru această perioadă a anului și că sunt accentuate de instabilitatea atmosferică accentuată. Rare, foarte rare au fost astfel de cazuri, deci o formațiune cumva atipică și spectaculoasă în același timp, pentru că oamenii, aflându-se diferit poziționați în raport cu aceasta, au văzut o consistență diferită și culori diferite sub care se dezvăluia această formațiune. Ea părea ca un cilindru cu margini nete care se desprindea dintr-o formațiune noroasă, extrem de închisă la culoare. Dacă priveam formațiunea, sau aceasta este undeva între observator și soare. E un fenomen natural extrem de complex. Am observat turbulențe foarte mari în atmosferă, undeva la altitudine de undeva la un kilometru distanță, cu direcția maselor de aer nord-vest.